Salut și bine ați revenit! De curând ați văzut, am postat și pe Facebook, mi-am cumpărat un GoPro Hero 7 Black și ce am constatat, carcasa asta din plastic care acoperă camera e destul de interesantă și rezistentă și dură și groasă la atingere. Și mă gândeam așa, oare ți-ar opri o bilă de airsoft trasă de cineva rău intenționat care ar vrea să-ți strice camera? Așa că nu rămâne decât să testez. Rucsacul celor de la Octagon Airsoft Cluj va acționa pe post de suport pentru că centrul de greutate e sus și risc să mi-o bată vântul. Pentru astăzi voi trage cu Glock-ul de Airsoft, Green Gas, Colt-ul 1911 de la Octagon Airsoft Cluj și bineînțeles Remington M700 Sniper pe gaz. Să începem, nu? Ok, muniția folosită, bile de 0,36 grame. Distanța, nu știu, 3 metri. O ușoară urmă de contact și nimic mai mult. Nu se vede. Nu se vede absolut nimic. Mai insist. Nu, absolut nimic. Absolut nimic, nicio zgârietură, nici. Nimic, 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 nimic. Trecem la ceva mai serios. Colt 1911 pe CO2, bilă de 0,36. Coltul, repet, Octagon Airsoft Cluj. Wow. Are butelie nouă. Le-am tras pe toate. Nimic. Nici de data asta. Nimic, nimic, nimic. Am avut un miss. Am smucit trăgaciul. Fix sub Hero aici. Dar cranul nu are absolut nimic. Carcasa asta e fantastic de rezistentă. Judecând după rezistența ei, până în momentul de față, cred că e din, înclin să cred că e confecționată din policarbonat. Dacă nici sniperul nu îi va face față, mă tem că va trebui să trag cu arcul în ea. Hai să vedem ultima replică. Remington M700. Și cred că avem un câștigător. Remington și-a făcut treaba. A perforat-o. Mulțumesc pentru atenție, mă anunță camera că nu mai am baterie, așa că va trebui să închid. Salut!